fost întotdeauna curios. Curios să descoper lumea, curios să descoper natura, curios să descoper arta, curios să descoper științele, ingineria, matematica, fizica, care mi-au plăcut foarte mult și ca urmare acestui fapt am urmat un politehnic, o facultate de excepție, ingineria aerospațială și am ajuns unde am ajuns. Mi-a plăcut întotdeauna echilibrul. Echilibrul în tot ce fac. Echilibrul între linii, forme, formule, în ceea ce realizez din punct de vedere tehnic, profesional. Am îmbinat cât am putut desenul. Mi-aduc aminte că, mic fiind în școală, îmi plăcea să o desenez pe mama, pe sora mea, să caut liniile potrivite, să le redau expresia. Îmi plăcea mai târziu să îmbin acest echilibru și acest frumos în aeromodelele pe care le construiam, în perfecțiunea lor, să fac zborul lin și frumos. De asemenea, ulterior, am descoperit matematica și fizica, care mi-au relevat o serie întreagă de elemente foarte legate de ceea ce se întâmplă în natură și care pot exprima în formule ceea ce se petrece cu natura și cu noi în general. Toate aceste elemente probabil că au dus la desăvârșirea mea spre a deveni cosmonaut. Pentru că un cosmonaut trebuie să fie în primul rând o persoană echilibrată. O persoană care să iubească frumosul, să iubească pacea, cooperarea, bună înțelegere între oameni. Și acest lucru l-am făcut întotdeauna. Mi-am găsit colegi compatibili cu mine, am rămas prieteni pe viață și împreună colaborăm această armonie pe care simțim nevoia să o vedem în tot ceea ce se întâmplă pe planeta noastră.